Cine nu a auzit de perdelele făcute la fabrica Siretul din Pașcani înainte de comunism? Deși societatea pe acțiune a dat faliment în 2014, puțină lume știe că tradiția continuă. Fabrica, care odinioară era furnicar de oameni și producea în special pentru export, a renăscut. A fost preluată de doi asociați și produce mii de metri liniari de perdele lunar, care sunt distribuite în toată țara. Tot aici se fabrică și fețe de masă, mileuri, dantele, plasă pentru țânțari. În minutele care urmează veți vedea cum s-a transformat fabrica de perdele din Pașcani și ce planuri de viitor are conducerea. Tradiție și calitate. Acesta este motoul fabricii de perdele din Pașcani, SC Siretul Distripod SRL. Este societatea care a preluat ce a mai rămas din întreprinderea de tricotaje și perdele Siretul din Pașcani, înființată în 1973. Puțină lume știe însă că fabricarea acestor produse cunoscute și râvnite în perioada comunismului continuă și în ziua de astăzi. Din 2014, doi asociați au repus pe roate această afacere. Este vorba despre Cătălin Zaharia și Ciprian Băiceanu. Siretul Distriprod a fost înființată în 2014 ca o consecință a intrării în faliment a vechii fabrici de perdele Siretul Pașcani. Cu aprobarea creditorilor, noi am avut un contract de colaborare cu Siretul întâi, după care, tot cu aprobarea creditorilor, am achiziționat mijloacele fixe, activele, dar numai a secției de perdele. Facem perdele și distribuim în toată țara. Avem 43 de salariați cu care lucrăm, cărora le asigurăm și un loc de muncă, dar și un salariu lunar. Plătim toate contribuțiile la bugetul statului. Suntem o societate pe profit. Lunar se produc mii de metri liniari de perdele care ajung în toată țara prin rețeaua proprie de agenții de vânzări sau prin curierat. Oamenii din orașe precum București, Timișoara sau Arad sună la fabrica din Pașcani și își comandă perdelele mult dorite. Eu lucrez de 2001 în distribuție. Avem echipă din 4 băieți foarte buni și am acoperit toată țara. Distribuția împărțită pe sectoare, partea de nord, sud, vest a țării. În fiecare săptămână se merge cu mașinile noastre de transport la clienți acasă și le dăm perdeaua. Primim telefoane, deci putem face desfacerea prin mașinile noastre, cu mijloacele noastre de transport, putem facem prin magazinul nostru propriu de la societate de aici, inclusiv prin curierat, prin telefoane. Firma are încheiat un contract cu un curier, iar produsele ajung la clienți într-un timp cât mai scurt. Avem contract cu o firmă de curierat de la Pașcani și chiar suntem foarte mulțumiți cu ei. Lucrăm. Deci dacă trimitem astăzi marfa, mâine ajunge la client, de pe zi pe alta. Și de unde? Primiți din toată țara? Din toată țara. Da. Partea din nord, Maramureș, sudul, Craiova, Constanța, București, Timișoara, Oradea, deci peste tot avem clienți. Părțit în 6 trasee în care acoperim toată țara. Cum se fabrică perdelele din Pașcani? 43 de angajați muncesc în aceeași locație, cu aceleași utilaje și instalații, așa cum era odată. Am fost și noi în secții, prima dintre ele cea de tricotaj, unde se lucrează în flux continuu. Deci ne aflăm în secția de tricotat perdele. Firul adus din Belarus și din Turcia este tricotat deocamdată pe 3 mașini. Noi avem 5 mașini Jacquard din producție Germania, dar deocamdată lucrăm cu 3 mașini, e de ajuns pentru această perioadă. După cum se vede, așa, mașinile tricotat funcționează foarte bine și noi continuăm tradiția fabricii de perdele. Deci, fabrica de perdele Pașcani există. Nu a dispărut. Se știe toată lumea că această fabrică de perdele există. Noi continuăm brandul. Practic, această secție lucrează non-stop. Inclusiv sâmbătă și duminica, oprim sărbătorile legale. Modelele perdelelor se actualizează permanent, astfel încât să se țină pasul cu modernul. După ce sunt scoase din tricotaj, acestea ajung în secția de finisaj, iar apoi sunt împachetate. Deci
Deci pe lângă modelele vechi, tradiționale a fabricii de perdele, mereu venim cu modele noi. Acestea le avem un atelier de creație și în fiecare perioadă aducem noi modele pe piață și clienții noștri sunt mulțumiți. Perdeaua urmează fluxul tehnologic, de la tricotat urmează la secția finisaj. Ce se întâmplă aici? Perdeaua trece printr-o substanță chimică importată din Germania și din Elveția. După această trecere, intră în cuptorul propriu-zis, noi îi zicem ramă, în care se finisează. Practic se apretează perdeaua și capătă forma finită, acea formă care apare la casele oamenilor la geam. Perdeaua ajunge în faza de verificare. Avem CTC-ul care verifică perdeaua dacă este de calitate și după ce se verifică, intră la metrat dublat. Practic, uitați să vedeți acum, aici perdeaua, după ce este verificată, se metrează, zice metrat dublat, pentru că se și ambalează pentru a fi predată la magazia de produse finite. Deci, doamnele de aici, acum, uitați, perdeaua aceasta, după ce este verificată, se pregătește pentru ambalat produs finit. Să ajungă în casele clienți. Da, merge în magazia de produse finite și de acolo, prin rețeaua noastră de distribuție, pleacă în toată țara. La partea societății este amenajat și un magazin de prezentare a produselor făcute în fabrică. Clienții pot cumpăra perdele de calitate la preț de producător, începând de la aproape 10 lei pe metru liniar fără TVA. Colorate, albe, simple sau cu diferite modele, pentru bucătărie, sufragerie sau dormitor, cei interesați au de unde alege. Sediul este pe strada Grădiniței 25, pe șoseaua de centura orașului. Clienții pot cumpăra de la magazinul de prezentare și desfacere a societății. La sediul societății noastre avem magazin în care se găsesc toate perdelele care se găsesc și în depozit. Persoanele fizice și chiar și persoanele juridice pot achiziționa perdele, tot tipul de perdele, de la noi din magazin. Avem prețuri de producător, fără adaos comercial, perdele de toate felurile, colorate, inclusiv de bucătărie, cu cești de cafea, cu floarea soarelui, avem perdele foarte frumoase. Și multă lume nu știe că avem magazin, multă lume nu știe că există fabrica de perdele și eu le spun că fabrica de perdele există, avem magazin de prezentare și desfacere la sediul societății și avem perdele foarte frumoase. De la ce prețuri încep? Deci prețurile noastre sunt de producător. În primul rând avem perdele de la lățimea de 20 de centimetri până la 3 metri și prețul va diferă în funcție de această lățime. Să vă spun, cea mai căutată lățime este la 2,40 m, iar la 2,40 m prețul este aproximativ de 9,90 lei pe metru liniar. Prețuri ieftine, fără TVA. Fără TVA vorbim. Deci prețuri ieftine. Cei doi directori au planuri mari. Vor ca fabrica din Pașcan să aibă din nou renumele câștigat cu greu în trecut. Vor să vândă marfă și în străinătate. Sperăm anul ăsta să ieșim și în străinătate. Am fost anul trecut, am făcut o prospectare în două țări din Europa și sperăm anul ăsta să intrăm și pe piața din Europa. De asemenea, în viitorul apropiat vor să renoveze halele de producție, să amenajeze un magazin de desfacere mai mare și să atingă cifra de afaceri de 1 milion de euro. Totodată se vor crea și mai multe locuri de muncă. Ne-am propus în primul rând să modernizăm această societate. Să achiziționăm anumite utilaje care să ne crească productivitatea muncii și, bineînțeles, vrem să ne crească cifra de afaceri. Țelul nostru este să ajungem la o cifră de afaceri de 1 milion de euro pe an. Suntem aproape. În acest fel, fabrica de perdele din Pașcani va redeveni cea mai importantă din toată țara și poate din Europa, învățând din trecutul bun și mai puțin bun al fostei fabrici Siretul S.A.